Procuratura Generală consideră ilegale încheierile judecătoriei Chișinău. Oficiul Ciocana, prin care deputații Denis Ulanov și Petru Jardan au fost eliberați sub control judiciar și anunță că le va contesta la Curtea de Apel Chișinău. Angajații Procuraturii Anticorupție au solicitat plasarea celor doi deputați ai partidului Șor în arest preventiv pentru 30 de zile, însă magistrații nu au ținut cont de argumentele procurorilor. Amintim că Denis Ulanov și Petru Jardan au rămas fără imunitate parlamentară luni 22 martie. Ulanov este învinuit de scrochirie și spălare de bani în dosarul care vizează frauda bancară, iar Petru Jardan de abuz de serviciu în dosarul privind concesionarea aeroportului internațional Chișinău